Bună seara și bun găsit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Cod galben în Gorj și alte județe. Beat Mor s-a răsturnat cu mașina la Drăgoieni. Romanescu discuții pentru administrarea stadionului. S-a urcat mort de beat la volan și s-a răsturnat cu mașina. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 29 de ani din municipiul Târgu Jiu. Accidentul a avut loc pe raza localității Drăgoieni. Potrivit polițiștilor, tânărul avea o alcoolemie de 1,11 mg per litru. Mașina s-a făcut praf, însă șoferul a scăpat ca prin minune. În urma testării cu aparatul etilotest, în cazul bărbatului a rezultat o concentrație de 1,11 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat de polițiști la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, iar în cauză polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care se află sub influența alcoolului și totodată i-au reținut bărbatului permisul de conducere. Tot băut a fost prins și un bărbat de 51 de ani din Turceni. Acesta conducea pe drumurile din Rovinari un tir. Polițiștii din Rovinari au depistat în trafic un bărbat de 51 de ani din orașul Turceni, în timp ce conducea un cap tractor cu semiremorcă de mare tonaj pe raza localității, având o concentrație de 0,58 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. La nivel de țară, în 2018, alcoolul la volan a dus la cele mai multe accidente rutiere grave din ultimii 10 ani. Șoferii băuți au produs 317 accidente în care 65 de oameni au murit, iar alte câteva sute au fost rănite grav. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de furtună pentru județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Cara Severin, Timiș și Hunedoara, care intră în vigoare marți la ora 18 și expiră miercuri dimineața. Meteorologii avertizează că în primele 6 județe și local în Hunedoara se vor semnala averse și se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-60 de litri pe metru pătrat. În paralel este valabilă și o informare meteo privind manifestări de instabilitate atmosferică accentuată. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că până vineri la ora 10 în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale frecvente, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Fermierii mai au la dispoziție foarte puțin timp pentru a depune cererile unice de plată. Acestea se depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Gorj, la sediul central sau la punctele de lucru din județ. Peste 18.000 de fermieri sunt așteptați la sediul APIA să aducă documentele necesare. În momentul de față, mai mult de 90% au prezentat cererile obligatorii. Aceștia nu vor fi penalizați întrucât au depus cererile înaintea datei de 15 mai. Prin intermediul APIA se acordă o mare parte a subvențiilor din agricultură. Nu toți salariații complexului energetic Oltenia vor beneficia în același timp de vouchere de vacanță. Administrația companiei va oferi tichetele pe măsură ce salariații vor merge în concediul de odihnă. Ar fi imposibil ca toți minerii și energeticienii să meargă în același timp în vacanță. Acest lucru ar presupune ca activitatea complexului energetic Oltenia să fie grav afectată. Șefii complexului energetic trebuie să ofere vouchere de vacanță pentru peste 13.000 de salariați. Unul dintre cele mai importante utilaje din cadrul carierei miniere Roșia va intra în reparații. Au fost alocate sumele necesare pentru pregătirea utilajului, astfel încât acesta să poată fi folosit normal în activitatea de exploatare. Cariera Roșia este cea mai mare și cea mai importantă din cadrul complexului energetic Oltenia. Subunitatea deservește termocentrala de la Rovinari. La Roșia se produce cărbune la un preț competitiv, iar acest lucru se reflectă în prețul de cost al megavatului. Autoritățile locale din Târgu Jiu iau în calcul efectuarea unor acțiuni de dezinsecție la nivel de municipiu. Acestea se derulează an de an. Dezinsecția este obligatorie pentru a limita răspândirea insectelor periculoase, cum sunt țânțarii sau căpușele. Vor fi vizate toate spațiile verzi și parcurile. Este de așteptat ca în perioada următoare să se înregistreze o înmulțire considerabilă a țânțarilor pe măsură ce temperaturile vor crește. Înmulțirea țânțarilor este legată și de faptul că au căzut foarte multe precipitații în ultimele luni.
Marcel Romanescu nu va mai aloca fonduri pentru tabăra de sculptură. Acest fapt nu îl sperie pe Adrian Tudor, care spune că va reuși chiar și așa să facă lucruri bune pentru Târgu Jiu. Romanescu susține că multe sculpturi care au rezultat în urma acestor tabele zag la voia întâmplării prin diferite colțuri ale orașului, înnegrite. Însă Adi Tudor este de părere că edilul a luat această decizie doar pentru că evenimentul nu mai este organizat de anumiți oameni. Nu mă surprinde nimic, pentru că această tabără de sculptură pentru unii a fost bună numai atunci când au organizat-o ei, când au profitat de banii publici sau de banii alocați taberei. Și au avut tot felul de beneficii. În momentul în care am închis robinetul și am ridicat standardul acestei manifestări și ageamii, amatorii și arlatanii n-au mai avut ce căuta în jurul taberei de sculptură și a lui Constantin Brâncuș, normal că am început să fim criticați. Și cum domnul Romanescu se pricepe la cultură și la artă, la fel ca acești ageamii, normal că au găsit în domnia sa o portavoce și, repet, cel mai simplu lucru este să taie banii acestui eveniment. Lucru care nu mă sperie. Am dat dovadă de-a lungul timpului că am reușit cu orice piedici să fac ceva pentru orașul lui Brâncuș și pentru orașul în care trăim. Cu toate acestea, Romanescu le-a promis celor de la Centrul Brâncuș că le va da o sumă de bani pentru avizarea și restaurarea operelor existente. Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a avut la sfârșitul săptămânii trecute o întâlnire cu Sander van Stiput, director în cadrul clubului Ajax Amsterdam. La întrevedere au participat Andreea Ogăraru, soția fostului internațional George Ogăraru, dar și Adrian Cefalan, director de investiții în cadrul Companiei Naționale de Investiții. Reprezentanții formației olandeze s-au interesat de condițiile de a face performanță în Târgu Jiu, iar edilul Romanescu s-a sfătuit cu oficialul de la Amsterdam în ceea ce privește administrarea stadionului. Am discutat pe două paliere. Pe de o parte, pe partea administrativă, și asta ar însemna o colaborare pe care să o avem cu societatea care administrează, e o altă formă de administrare, care administrează stadionul din Amsterdam. Ne-au dat câteva detalii la modul cum se administrează o bază sportivă în mod eficient, pentru că de acolo s-a și plecat, de la premiza faptului că foarte multe dintre stadioanele construite în România nu au un management eficient. Se construiesc și ulterior ajung în situația de a nu-și putea achita nici măcar utilitățile. Edilul a declarat că dorește ca arena din Târgu Jiu să fie omologată pentru competiții internaționale, iar licitația pentru spațiile publice va avea loc după această omologare. Târgujienii sunt așteptați sâmbătă 25 mai, începând cu ora 20, la un concert-eveniment. Turneul internațional Stradivarius revine pentru a patra oară la Târgu Jiu în Parcul Coloanei Fără Sfârșit. Turneul din acest an este dedicat colaborării culturale România-Franța, motiv pentru care, alături de violonistul Alexandru Tomescu, va fi și o artistă franceză. Este vorba în acest an de un eveniment dedicat anului colaborării culturale România-Franța. De aceea, Alexandru Tomescu va fi însoțit de o artistă franceză care vine însoțită de harpa sa de la Paris, e vorba de Delphine Benhamou, și pe scenă va fi artistul Teatrului Național, Larry Georgescu. Pregătim 1000 de scaune pentru public, dar, așa cum știți și din edițiile anterioare, în mare parte oamenii vin și doresc să stea pe gazon, să își monteze hamace între copacii de la coloană, deci e un spirit liber al muzicii de bună calitate și al persoanelor care vin acolo. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Târgu Jiu prin Direcția Turism și Evenimente Culturale și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Constantin Brâncuș, Clubul Rotary și de Școala Populară de Artă Târgu Jiu. O nouă instituție de cultură se va înființa la Târgu Jiu. Este vorba despre Centrul de Documentare și Tradiții Vasile Lască. Instituția își are sediul pe strada Bradului din municipiu. Inaugurarea ar putea avea loc de ziua poliției. Realizarea unui astfel de centru a fost posibilă cu sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Direcției Județene Arhivelor Naționale Gorj și Penitenciarului Târgu Jiu. Aici se vor regăsi date cu privire la istoria internelor din Gorj și cu privire la personalitățile marcante ale internelor din această
regiune a țării. Va fi aici de asemenea un birou de lucru pentru filială, va fi și un club al rezervistului. Aici vom organiza împreună cu Inspectoratul de Poliție, cu alte instituții ale internelor, întâlniri cu colegii noștri de ieri și de azi. Vom vorbi despre cei care au fost și despre cei ce o să vină după noi. De asemenea, vom organiza activități din domeniul cultural, de tradiții ale internelor. Ceea ce ați văzut dumneavoastră astăzi aici este de-abia începutul. Sperăm ca la începutul anului viitor, domnule inspector șef, poate de ziua poliției, să tăiem panglica și să avem o instituție cu adevărat de cultură și de tradiție a internelor în acest județ. Clădirea în care funcționează instituția aparține primăriei municipiului Târgu Jiu. Sute de joburi vacante pentru rovinăreni. Noua fabrică de componente auto care se va deschide în orașul Rovinar va oferi un loc de muncă pentru cel puțin 1200 de persoane. Cei interesați sunt așteptați să-și depună CV-ul la centrul de recrutare din localitate. Deja o parte dintre viitorii angajați fac cursuri de formare profesională, după care își vor începe activitatea la noua fabrică auto din orașul Rovinari. La fabrica nouă care se va deschide componente auto în 22 mai intră prima linie, până la sfârșitul acestui an vor lucra aproximativ 500 de oameni, iar până la sfârșitul anului viitor vor lucra peste 1200 de oameni. Deja în prima tură de oameni este la Brașov, se întoarce în această perioadă ca să își înceapă activitatea la noua fabrică și vor pleca grupuri pentru 2 săptămâni, urmând ca în perioada următoare să încercăm să creăm un cadru să-și facă oamenii această formare la Rovinare, să nu mai fie nevoie să plece. Un alt investitor din același domeniu este interesat să-și dezvolte afacerea pe raza localității. Iar acum suntem în discuție avansată cu un domn investitor care să vină tot în industria automotive, dar încă nu suntem cu toate datele scrise ca să putem să le oferim amplasamentul, să găsim o soluție pentru a rezolva toate aceste lucruri, ca să putem să avansăm discuția. Persoanele care vor să se angajeze la noua fabrică își pot depune CV-ul la centrul de recrutare situat pe bulevardul principal al orașului Rovinari. Dolce Vita a câștigat ediția 6-a Cupei Old Boys și s-a calificat la campionatul național de la Drobeta, Turnul Severin din luna iulie. În ultimul act, galben-albaștri au trecut de Karma Târgu Jiu, scor 4-1. Ion Cănăvoiu și Claudiu Dumitru au bifat câte o dublă pentru Dolce Vita, în timp ce reușita celor de la Karma a venit la scorul de 0-2 prin Cătălin Crângașu. La festivitatea de premiere, trofeele au fost acordate de Cosmin Iosu, președintele Asociației Club Sportiv Mini Fotbal Gorj. Claudiu Dumitru a fost declarat cel mai bun jucător al competiției. E prima mea competiție de Old Boys. Mă bucur că am câștigat și că am obținut acest trofeu. L-am supărat pe prietenul meu, Ion Cănăvoiu. Voi pe această cale îl rog să mă ierte și promit că data viitoare o să îi mânez lui trofeul, o să fac treaba asta special pentru el. Băieții pot face o figură frumoasă la faza națională? Sperăm, nu știm ce echipe vor veni. Noi avem o echipă foarte, foarte bună. Din punctul meu de vedere, eu zic că o să facem un figură foarte frumos. Adrian Șofei de la Karma a câștigat titlul de golgheter al întrecerii, iar cel mai bun portar a fost desemnat Ionus Crețan de la Dolce Vita. Deși Karma s-a impus în jocul din grupă cu 3-1, delegatul finalistei a recunoscut superioritatea formației Dolce Vita din jocul de duminică. Au fost mult mai buni astăzi, fără discuție, au meritat victoria, sunt foarte buni ca și echipă. Sunt băieți de treabă. Prietenii noștri și asta e, ne-am împărțit victoriile. Puteam să împărțim victoriile și invers. Să ne bate în grupă și noi în finală, da? Asta e. Dați revanșa la anul. Am mai promis chestia asta de vreo 3 ori până acum și n-am reușit-o, dar încercăm ce să facem. Prin acest succes, Dolce Vita Old Boys și-a câștigat dreptul de a participa la campionatul național de Old Boys, competiție organizată de Federația de Mini-Fotbal din România în perioada 12-14 iulie la Drobeta, Turnul Severin. Ne bucurăm că avem meciuri din ce în ce mai puternice în complexul Dolce Vita și de asemenea că am reușit să menținem această competiție în continuitate, să spun așa, suntem la 6-a ediție și ca și în celelalte competiții suntem la un nivel din ce în ce mai sus și să sperăm că asta ne va aduce și rezultate la Cupa Națională care se desfășoară la Severin, destinată jucătorilor peste 40 de ani. ACS Mini Fotbal Gorj va achita pentru echipa câștigătoare taxa de participare la competiția națională rezervată jucătorilor trecuți de vârsta de 40 de ani. Doamnelor și domnilor, aici se încheie știrile Accent TV. Sunt Aura Pârvuleț și vă mulțumesc tuturor pentru atenție.